Un studiu făcut de 4 universități din SUA și Canada pe aproape 7.000 de persoane arată că teama principală a oamenilor este aceea de a nu se infecta cu noul coronavirus, asta în condițiile în care doar 6% dintre cei intervievați cunoșteau pe cineva bolnav de COVID-19. Am lucrat cu mici pauze, altfel non-stop, și nu există zi să nu văd o persoană care în mod acut are anxietate despre posibilitatea că va lua boala, va ajunge în spital și va muri cu zile. Unde mai pui că sunt vehiculate niște povești absolut macabre cu oameni care sunt maltratați în spitale? Această minciună transformată în armă hibridă, cred că este de fapt sursa, princeps, a oboselii post-COVID. Foarte stresați sunt cei din sistemul medical. La Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Capitală, 150 din cei 700 de angajați au răspuns la un chestionar făcut de psihologul instituției. Managementul a dorit să afle cât de afectați sunt de cele 8 luni de luptă cu pandemia. Compartimentul pe care l-am numit noi non-medical este cu un nivel de burnout mediu spre ridicat, comparabil cu cei care lucrează în COVID și ATI. Ceea ce înseamnă că și personalul acesta non-medical este la fel de stresat. Pentru unii angajați, stresul a fost atât de mare încât au preferat să plece pur și simplu din sistem. De la începutul pandemiei, în Institutul Marius Nasta au fost 17 solicitări de pensionare, multe dintre ele înainte de termen, și 6 persoane au plecat prin demisie. Un număr destul de mare dacă comparăm cu aceeași perioadă anului trecut. Pentru angajații din sistemul medical, cel mai mare stres îl reprezintă lipsa de personal. Indiferent cât de mult vor reuși autoritățile să suplimenteze paturile de la ATI, numărul de specialiști în terapie intensivă rămâne același. De exemplu, România ar avea nevoie de peste 3.000 de medici cu această specialitate, însă are doar în jur de 1.800 și asta cu tot cu rezidenți.